Monstru verde care locuiește în vârful unui munte decide să elaboreze un plan malefic pentru a distruge Crăciunul într-un întreg oraș într-o singură noapte. Astăzi vom recapitula povestea filmului din 2018, The Grinch. Într-un loc izolat, înconjurat de munți și copaci, orașul Whoville este locuit de oameni mereu bine dispuși, mai ales când sosește cea mai așteptată dată comemorativă a întregului an. De Crăciun, Whoville este complet împodobit cu ghirlande, oameni de zăpadă și bastoane de dulciuri, iar spiritul sărbătorilor cucerește fiecare locuitor. Nu departe de zona festivă, în munții care înconjoară locul, trăiește un monstru verde într-o peșteră numită Grinch, o creatură verde cu o personalitate morocănoasă și leneșă. În acea peșteră, creatura poate conta doar pe prezența câinului său credincios, Max. Cu toate că este animalul de companie al monstrului, el ajunge să îndeplinească mai multe sarcini zilnice pe care stăpânul său nu le face, cum ar fi micul dejun. De exemplu, Grinch se trezește pentru a trăi încă o zi din viața sa singuratică și plictisitoare. Dimineața, monstrul se bucură, câinele său i-a pregătit masa de dimineață, dar își dă seama că a fost doar un bob de fasole. Creatura simte nemulțumită când vede că până la urmă a făcut destule cumpărături pentru a supraviețui până în luna ianuarie. Grinch își amintește în cele din urmă că în primele zile ale lui decembrie a devorat întregul său stoc de alimente pentru că simțea pur și simplu plictisit. Planul său nu era să meargă în orașul Whoville de Crăciun pentru că ura perioada festivă și toate acele amintiri fericite. Conștient că nu mai are alte opțiuni, monstrul verde coboară de pe muntele înzăpezit pentru a face cumpărături în oraș, alături de credinciosul său prieten Max. Ajuns în Whoville, creatura încearcă să ignore și să nu intre în contact cu oamenii. Mergând spre piața orașului, monstrul verde lasă în urmă o urmă a falselor sale oriunde merge. În mijlocul călătoriei sale, Grinch este urmărit de un cor de Crăciun al locuitorilor. Creatura aleargă rapid către destinația sa pentru a scăpa de acele cântece insuportabile. Odată ajuns la magazin, Grinch încearcă și el să strice ziua oamenilor, făcând haz de toți. În același oraș trăiește Donna, o femeie care duce o viață plină de provocări, îngrijindu-i singură pe cei trei copii ai săi. Dimineața, fiica ei cea mare, Cindy, decide să plece într-o aventură să-și trimită scrisoarea lui Moș Crăciun. Fata iese din casă și își croiește drum prin zăpadă, folosind o placă pentru a se deplasa pe străzile orașului. La jumătatea drumului pierde controlul și cade de la o înălțime mare, lovindu-l pe Grinch, dar monstrul este enervat de atitudinea fetei și îi spune să nu mai facă așa. Creatura râde de scrisoarea pe care micuța dorea să o dea lui Moș Crăciun și îi spune că bătrânul nu este altceva decât un impostor, deoarece nu a fost văzut niciodată de nimeni, fiind doar o legendă. În drum spre casă, monstrul vede un tip care crede că este prieten. Bărbatul își decora casa pentru Crăciun, iar când își dă seama de asta, Grinch încearcă să treacă neobservat, dar este lovit de o păpușă de Crăciun gonflabilă. Bricklebomb întreabă dacă prietenul său verde este bine, dar Grinch îl întreabă de ce a pus atâtea decorațiuni în jurul casei. Omul răspunde că primarul orașului le-a cerut tuturor să depună eforturi pentru că Crăciunul din anul acela va fi de 3 ori mai mare. În acea noapte, monstrul stă gânditor în vârful muntelui privind luminile orașului. Grinch începe să simtă un sentiment ciudat, că ar trebui să facă ceva împotriva acelei sărbători. A doua zi dimineață, monstrul încearcă să se distreze cântând la orga sa, dar este deranjat de câinele său Max, care execută un solo de tobe bizar. Grinch este din nou plictisit, dar este surprins de un cutremur puternic. Ieșind din locuința sa, își dă seama că Grinch nu este singur și că trebuie să găsească o modalitate de a ieși din această încurcătură. Grinch realizează că Bricklebomb a fost responsabil pentru acel cutremur. Locuitorul din Whoville transporta un copac colosal printr-un balon, iar monstrul devine și mai furios când vede acea scenă și promite că acel copac nu va rezista mult. Seara, locuitorii se îndreaptă către locul în care uriașul Brad va sta. În mijlocul acestei mulțimi, Cindy se desparte de mama ei pentru a începe planul său secret de a vorbi direct cu Moș Crăciun. Fata dezvăluie planul prietenului ei, Grouper, și îi spune că bătrânul este singurul care o poate ajuta pe mama ei. Câteva zile mai târziu, Grinch privește Whoville din vârful muntelui, iar strategia sa este să facă să cadă acel imens Brad de Crăciun, având ajutorul unei catapulte care va arunca un bulgăre mare de zăpadă. Cu toate acestea, atacul lui Grinch asupra orașului este complet ruinat când dispozitivul său se defectează prea repede. Imensul bulgăre de zăpadă cade într-un abis, iar Grinch este aruncat de propria sa mașinărie. Primarul orașului era pe cale să aprindă luminițele de Crăciun care decorau bradul. În acel moment, monstrul lovește pomul și se încurcă niște decorațiuni în timp ce cade. Grinch încearcă apoi să se îndepărteze bradul, dar nu reușește căzând în interiorul lui. Înainte ca primarul să aprindă lumile, Grinch apasă singur butonul și liberează toată magia Crăciunului pentru Whoville. În acea noapte, creatura verde se află în mijlocul coșmarului său cel mai rău. Când vede acele lumini și decorațiuni, se simte îngrozit și copleșit de un sentiment rău, iar apoi își amintește de traiectoria sa tristă. Când era copil, Grinch a trăit într-un orfelinat, abandonat de proprii săi părinți. Era mereu singur, fără prieteni, nu avea pe nimeni cu care să vorbească. În ajunul Crăciunului, toți copiii din orfelinat au fost lăsați singuri, fără să aibă pe nimeni cu cine să vorbească. De atunci, Grinch a hotărât să urmeze un drum singuratic. Creatura verde ura când oamenii se adunau în jurul bradului și cântau colinde de Crăciun. Era supărată pe diversele feluri de mâncare pe care localnicii le făceau. În fund, el nu gustase niciodată nimic. La sfârșitul
nopți în casa sa, Grinch îi spune câinelui său Max că nu mai poate suporta fericirea Crăciunului și nu mai poate privi locuitorii din Whoville fericiți. Și în această cauză, monstrul verde spune că va putea să pună capăt Crăciunului. A doua zi, Max trezește de vreme să-i aducă micul dejun stăpânului său, dar când ajunge în camera lui, își dă seama că Grinch este deja treaz și face exerciții pentru a începe planul său. La adâncul muntelui, creatura verde își dezvăluie planul malefic câinelui său. Grinch spune că intenționează să fure Crăciunul din Whoville pentru că așa cum Moș Crăciun aduce bucuria Crăciunului odată pe an în fiecare oraș, el însuși ar putea reuși să distrugă importanta sărbătoare în doar o noapte. Sine pleacă de acasă de vreme, mergând cu bicicleta pe străzile înghețate ale orașului. Pe drum își întâlnește prietenul Grupper și amândoi merg la casa din copac pentru a discuta planul lor de a-l întâlni pe bătrânul bun în ajunul Crăciunului. Când ajung acolo, cei doi încearcă să găsească o modalitate de a lua legătura cu acest personaj misterios care apare doar odată pe an. După ce discută și resping câteva idei, Cindy îi spune lui Grupper că are un plan infailibil, dar pentru a-l realiza vor avea nevoie de întreaga clasă. La aceeași noapte, adună toți prietenii într-o piață din oraș. Fata spune că i-a ajutat pe prietenii de multe ori și acum tot ar trebui să o răsplătească și că singura modalitate de a vorbi cu Moș Crăciun este să-l aresteze. În timp ce Cindy dezvoltă planul ei bizar de a avea o conversație cu Moș Crăciun, Grinch continuă să cerceteze în casa sa informații importante despre sărbătoare. Monstrul își îndreaptă atenția spre a deveni Moș Crăciun, care va fura bucuria Crăciunului. După un studiu amănunțit al vieții bătrânului bun, Grinch va putea să devină Moș Crăciun după dorința sa. Grinch decide că primarul pas în a deveni acest personaj apreciat de tot este să obțină renii necesari pentru a atrage Sania. A doua zi dimineață, monstrul verde pornește într-o aventură cu câinele său Max în căutarea renilor. Creatura îi spune câinelui că are ceva care va economisi mult timp în această căutare și anume un țipăt care imită sunetul unui ren în sezonul de împerechiere. Astfel, folosind acest obiect, mai mulți reni ar veni spre el fără niciun efort. Grinch suflă în obiect, dar după o capră de munte mică ajunge la fața locului. Creatura este dezamăgită să vadă rezultatul ridicul al panului său. Capra care a ajuns acolo era scundă, dar țipătul său poseda o forță gigantică. Monstrul verde este enervat de asta și continuă să meargă spre obiectivul său. După ce trece prin frigul amar al furtunilor înghețate, Grinch găsește în cele din urmă o văgăune unde trăiau mai mulți reni. Monstrul se bucură în sfârșit că a revenit să încheie prima etapă. Cu toate acestea, acea capră mică pe care o întâlnise în curând ajunge acolo. Cu un țipă puternic, creatura sperie toți renii. Grinch nu se lasă și spune câinele său Max că va pune planul la aplicare și chiar și cu un ren, monstrul se apropie cu atenție de animal. Intenția sa în acel moment fiind să-l captureze cu orice preț. Creatura verde se ascunde în zăpadă, dar o mică parte din părul său iese în afară. Când renul observă asta și imaginează că ar putea fi ceva de genul ierbii, încercând să muște din ea, este speriat de strigătul de durere al monstrului. Renul fuge în disperare, trăgându-l pe Grinch după el. Monstrul reușește să ocolească câteva obstacole, dar în final se lovește de un copac, leșinând instantaneu. După câteva minute, creatura verde este trezită cu mai multe limbi pe față și astfel monstrul reușește să-și completeze prima parte a planului. În acea noapte, Grinch își face drum spre casa lui Brickleboom. Următorul său obiectiv este să fure Sania, care este folosită ca decor. Grinch le cere câinelui său Max și lui Fred, noul său ren, să aștepte în spatele casei. Monstrul încearcă să folosească o scară care era în apropiere pentru a urca în vârf, dar își dă seama că va trebui să facă asta foarte atent pentru că Brickleboom avea un câine de pază. Pe măsură ce urcă pe scară, își dă seama că se scufunda în zăpadă. Cu tot zgomotul, câinele de pază se trezește din somn și începe imediat să urmărească pe hoțul de decorațiuni. Grinch ajunge să se cațăre pe casă prin decorațiuni și în cele din urmă reușește să ajungă la Sanie. Dar chiar în momentul în care era pe cale să o fure, câinele de pază ajunge acolo și îl urmărește din nou. În mijlocul tuturor acestor probleme, monstrul reușește să scape și să ia Sanie împreună cu tovară și să-i până când câinele de pază se întoarce. Grinch sărbătorește succesul misiunii. În cea noapte, Fred și Max dorm cu stăpânul lor, iar creatura verde susține că mai este foarte puțin timp până când Crăciunul din Whoville va fi complet anulat. A doua zi dimineața, Grinch îl roagă pe Max să observe mai multe puncte din oraș pentru a ajuta în strategie. Monstrul este echipat cu un fel de planor capabil să-și ducă câinele în oraș și să transmită imagini în timp real. Max începe bine studiul, dar totul merge prost când instinctul câinelui este mai puternic. Max zărește o stea de cărnat și zboară la magazin să devoreze bunătățile. Totuși, propulsoarele planorului său sunt deteriorate când intră în coliziune cu cârnații. Câinele zboară haotic pe celul orașului și se întoarce cu viteză spre Grinch. Cei doi se ciocnesc puternic, dar Grinch simte satisfacția că a reușit să cartografieze întregul loc. În peștera sa, Grinch îi antrenează pe Max și Fred să nu ieșeze în ziua misiunii. Ei nu lasă fermecaze decorațiuni sau mâncare specifică festivalului. După aceasta, monstrul urmărește traseul haotic prin pădure. Între timp, Cindy și prietenii săi caută o modalitate mai eficientă de a-l prinde pe Moș Crăciun. Grupul testează prototipul capcane cu Grupper, dar realizează că trebuie să lucreze mai mult. Pe muntele înghețat, Grinch le arată prietenilor săi schimbările aduse Sunny. Mașinăria este pregătită să ducă noul răufăcător al Crăciunului, câinele Max, și să reziste vitezei mari pe care o poate atinge Fred. Grupul decide să facă un test înainte de ziua misiunii.
Fred aleargă cu viteză mare și reușește să facă Sania să atingă o viteză impresionantă, iar Grinch încă poate controla direcția. Când trioul coboară rapid pe poteca pădurii, sunt luați prin surprindere de un lac înghețat. Monstrul pierde control pentru câteva secunde, dar reușește să continue. Când apar doi reni printre copaci și Grinch încearcă să-i alunge, dar aceștia fac parte din familia lui Fred. Grinch înțelege că aceștia sunt probabil soția și copilul noului său prieten și le eliberează pe Fred să se întoarcă la familia sa. Cu toate că este opus modului său de gândire, Grinch crede că aceasta este cea mai bună decizie. Sosește seara de ajun, iar Grinch se pregătește intens pentru misiunea sa când Max sosește la peșteră și este impresionat de diversitatea suvenirurilor pe care stăpânul său l-a dezvoltat. Monstrul a lucrat toată noaptea, iar echipamentul pentru a distruge Crăciunul Whoville este gata. Ultima parte a planului său este să creeze costumul tematic al lui Moș Crăciun, astfel încât să nu fie recunoscut de nimeni și toată lumea să crede că bătrânul însuși a distrus Crăciunul. În ajunul sărbătorii, locuitorii din Whoville sunt euforici, iar orașul strălucește în așteptarea sărbătorii. Pe muntele înghețat, Grinch îl încurajează pe Max, afirmând că micul câine nu l-a dezamăgit niciodată și nu l-a lăsat niciodată singur. De acest motiv, câinele va juca rolul de ren care va atrage Sania în oraș. Max se simte încrezător și acceptă noua sa misiune. Monstrul dă ordinul de start, dar când încearcă să alerge, câinele se afundă în zăpadă. Totuși, Max nu renunță, revine la suprafață și începe să ducă Sania spre Whoville. Grinch știe deja traseul exact pe care îl va urma. În oraș folosește suvenirurile create și astfel munca sa devine extrem de ușoară. Intrând în case, monstrul își folosește toate abilitățile pentru a fura decorațiunile, cadourile și chiar mâncarea. Pe măsură ce noaptea avansează, Grinch gulește toate casele, iar orașul care odinioară strălucea acum cade în întuneric. Verificând casă după casă, își dă seama că mai rămăsese doar o casă de la care să fure Crăciunul și aceea era casa Donnie și a fiicei sale Cindy. Monstru intră prin coșul de fum fără nicio problemă, dar când ajunge în sufragerie, găsește o prăjitură frumoasă decorată. Nu poate rezista tentației și decide să servească un mic dejun rapid pentru a încheia acea noapte. Cu toate acestea, când ia prăjitura, o capcană este activată. Moș Crăciun este cel fals, este capturat cu succes, iar fița se trezește în zgomot și merge rapid să afle ce s-a întâmplat. Când ajunge la locul fată, nu-și poate crede ochilor că a capturat în sfârșit bătrânul. Cindy le eliberează pe monstru din lanțurile sale și, neavând nicio suspiciune, îi spun lui Moș Crăciun dorința ei de Crăciun. Fetița spune că mama ei muncește mult și, prin urmare, este mereu obosit, așa că îl roagă pe bătrân să o ajute. Grinch este extrem de confuz de întreaga situație și se cuprinde de sentimente și senzații pe care nu le-a simțit niciodată sau pe care le-a trezit după ce a auzit cuvintele fetiței. Se gândește pentru un moment și îi spune fetiței să se întoarcă să doarmă. Cindy simte că a reușit să-și atingă scopul, iar cu un zâmbet pe față se întoarce să doarmă. După aceasta, monstrul ia toate decorațiunile de Crăciun din casa fetiței și se întoarce la peștera sa cu planul finalizat cu succes. Dimineața de Crăciun sosește în Whoville. Cu toate acestea, toți locuitorii se întreabă ce s-a întâmplat cu orașul. Decorațiunile, brazii, cadourile au fost furate fără ca cineva să observe. Cindy se confruntă cu acea scenă. Se întreabă ce s-a întâmplat cu adevărat. Fetița îi spune mamei sale că este ea de vină pentru că a reușit să iasă din casă. Fetița rămâne cu multe amintiri, iar Grinch probabil a fost furios. Mama ei o consolează spunându-i că persoana responsabilă pentru acest act a furat doar obiecte, dar nu a reușit să fure Crăciunul în niciun fel. În vârful muntelui, Grinch era pe cale să arunce toate lucrurile furate în prăpastie. Totuși aude o melodie venind dinspre oraș. După ce aruncă o privire, își dă seama că locuitorii din Whoville erau fericiți, cu zâmbetul pe fețe, cântând într-un cerc mare. În acel moment, Grinch încearcă să asculte melodia, își închide ochii și simte pentru prima dată bătăile inimii cu emoții. Monstrul este fericit și decide rapid să înapoieze toate obiectele furate, dar Sania lui deja prea grea ajunge să cadă de pe vârful muntelui. Într-o încercare de a o salva, monstrul sare să recupereze toate obiectele. Folosește unul dintre dispozitivele sale și trage un cârlig pentru a fixa Sania. Cu toate acestea, greutatea era atât de mare încât vârful muntelui era pe cale să se rupă. În acel moment, Fred apare cu familia sa pentru a salva vechiul prieten, agață cârligul din dinți și trage Sania înapoi pe munte. Cu ajutorul monstrului și al familiei sale, Fred îl aduce înapoi în siguranță pe Grinch. Monstrul este surprins să-și găsească vechiul tovarăș din nou, dar nu avea timp de pierdut și pornește rapid în viteză să înapoieze toate obiectele furate din Whoville. Monstrul anunță sosirea sa în oraș, sunând într-o trompetă pentru ca toți să audă. În piața centrală îl mărturisește că el a fost responsabil pentru greșeala teribilă de a fura toate cadourile și decorațiunile de Crăciun. Grinch le spune tuturor că se simțea groaznic pentru asta, îi cere scuze lui Cindy și fără să mai spună altceva se întoarce acasă. Monstrul este surprins să-și găsească vechiul tovarăș din nou, dar el se întoarce la viața lui singuratică în peștera sa. Așa dimineața, monstrul îi oferă câinului său Max o jucărie nouă. Câinele este în extaz să primească ceva atât de special, iar acest lucru doar întărește admirația și respectul pe care îl simte pentru stăpânul său. Dimineața, Grinch aude suneria, iar când deschide ușa, își dă seama că era fetița cu care vorbise în seara precedentă. Ei spune monstrului că este invitat să-i se alăture la cina de Crăciun. Întrebând motivul invitației, răspunde că Grinch trăiește foarte singur și ar fi frumos să se reunească măcar o dată. Creatura verde meditează asupra acestor răspunsuri și în acea seară merge în orașul Whoville. Grinch era însoțit de câinele său Max, dar totuși se temea să-i alăture locuitorilor în definitiv, încă simțea o vinovăție extremă pentru ce s-a întâmplat. Cu toate acestea, monstrul sună la ușa casei lui Cindy și este primit foarte bine de toți locuitorii. Brickle Bomb era uimit la această scenă pentru că bunul său prieten sărbătorea cu toată lumea. Monstrul încearcă
urmează să răscumpere faptele rele, ajutând la unele dintre treburile cinei de Crăciun. La masă cu toți cei din jur, Grinch dezvăluie că nu au urât niciodată Crăciunul și au urât sentimentul de singurătate. Le mulțumește tuturor și în special lui Cindy, care a fost în mare măsură responsabil pentru schimbarea gândirii sale arogante și egoiste. În acea noapte, Grinch celebra pentru prima dată sărbătoarea care marca copilăria sa. Nu departe, micuța capră încheie acea zi istorică cu un țipăt care marchează începutul unei prietenii între monstrul înfricoșător care locuia în munți și primii locuitori ai orașului Whoville.